Seria de concerte BT Live se încheie în această seară în Club Control, pe scenă urmând să urce formația Vița de Vie. Momentul este important pentru toată lumea, pentru rock în general, pentru formația însăși, dar și pentru publicul de la Radio România Cultural, care va afla mai multe despre evenimente din discuția mea cu Adrian Despot. Te salut, Adi! Salut, salut! Acum, la sfârșit de an, poți să spui că ești mulțumit de felul în care au mers lucrurile pentru voi în 2016? Pentru noi, Vița de Vie, lucrurile au mers foarte bine, pentru că anul acesta am sărbătorit 20 de ani de activitate și am făcut foarte multe lucruri. Am făcut un concert aniversar în februarie. Pe parcursul anului am lansat un album, lună de lună, am lansat câte un single de pe acest album. Albumul l-am lansat pe 29 octombrie. Am cântat foarte mult, am compus foarte mult, am fost foarte activi. Repet, pentru noi a fost un an bun, pentru Vița de Vie. Gândind așa ce s-a întâmplat în muzică, mai ales în muzica de afară, aș putea spune că a fost un an extraordinar. Ce ai dori să însemne noul an pentru muzica românească și pentru români în general? În 2016 în România am avut foarte multe albume lansate de trupe care nu fac parte din valul de mainstream. Adică avem un album de la Coma după 10 ani de zile, avem un album de debut foarte bun de la The Kryptonite Sparks, avem un album de la H8, avem un album de la Luna Amară. A fost un an destul de fertil din punctul ăsta de vedere, poate și datorită faptului că o mare parte din cluburi sunt în continuare închise și nu au autorizație ISU. Și atunci oamenii s-au reorientat către studiouri și au compus mult. Îmi place lucrul ăsta. Sper ca 2017 să fie un an la fel de efervescent și de creativ. Sper să existe din ce în ce mai multe locuri în care să se cânte, pentru că există o poftă nebună a publicului tânăr pentru muzică românească. În afară de lansarea celelalte părți de album, mai aveți ceva stabilit pentru 2017? Avem câteva concerte stabilite de acum, atât în țară cât și în străinătate. Îmi place sintagma asta. Din ianuarie o să reîncepem să compunem și să scoatem câte un single pe lună, pe care îl vom trimite subscriberilor noștri. Estimăm că undeva la jumătatea lunii mai, 6 minus, a doua parte a albumului nostru 6-6 va fi gata și vom face o lansare în proporție de 99% nu în București. O să fie o chestie foarte interesantă. Apoi, na, cu frigurile astea, ce să zic, de-abia așteptăm să iasă puțin soarele primăvara și să ne îndreptăm către vară, la cald și bine. Mulți ani fain, Adi, sărbători fericite și un an nou mult mai bun decât cel care se încheie acum. Mulțumesc și eu, la fel și dumneavoastră.